Hristos a înviat, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în această zi de luni, 8 mai, anul Domnului 2017. O să începem cu o știre, o știre care nu prea se vede. Știi, de la o vreme, fac o mică paranteză introductivă la această emisiune, există un gen de știri importante dintr-un anumit punct de vedere, mai ales dacă te definești a fi creștin și ortodox în țara aceasta, există niște știri relevante din punctul ăsta de vedere care nu prea le vezi, nu prea apar pe presa numită mainstream, adică presa importantă, presa principală, presa zis mare. Nu prea le vezi. De exemplu, am auzit dimineață și o să avem și noi, ne documentăm acum pentru știre, am auzit că, de exemplu, Biserica Romano-Catolică, episcopii romano-catolici din România, au decis să facă o alianță cu Biserica Ortodoxă în sprijinirea acelui referendum pentru modificarea Constituției în privința căsătoriei. Știi? Nu o să vezi știrea asta pe presa mainstream, nu. Sau cel puțin dacă unii din anumite motive deontologice, să spunem, vor să o consemneze, o pun acolo, la și diverse, undeva mult în spate. La fel este și cazul următoarei știri, foarte importantă pentru istoria noastră, dar ce mai contează istoria când avem o globalizare la nivel istoric deja. Este vorba de lupta preoților români din Transilvania pentru identitate, mai mult este vorba de o descoperire istorică a unui manuscris rar, vechi de mai bine de două secole, care a fost salvat și expus la Muzeul Național de Istoria României. Manuscrisul se numește Misceleneu Teologic copiat de diacul Teodor Urs în anul 1870. A fost descoperit acum câteva luni de cercetătorul Ginel Lazar. Și este o dovadă a faptului că mulți preoți români au luptat în Transilvania pentru a-și păstra identitatea și religia ortodoxă pe timpul Imperiului Austro-Ungar. Lucrarea a fost legată într-un atelier săsesc din Sighișoara, o muncă ce a fost plătită cu 4 taleri de argint în 1780. Cartea preia ortografia română cu alfabet chirilic și restaurarea manuscrisului a durat 3 luni în atelierele de specialitate. Este vorba de o carte de identitate, așadar, o carte de identitate a românismului în Transilvania. Și în curând, cercetătorii ne promit că manuscrisul va fi digitalizat și va putea fi răsfoit și online. Există așadar această mărturie foarte importantă din satul Nou Săsesc, din județul Sibiu, unde și acum mai există biserica unde a slujit Teodor Ursu, urmașul său, Horia Nicolae Ursu, trăiește în Cluj și a scris și o monografie a satului și a vrut să se intereseze și de acest manuscris al înaintașului său, diaconul, de fapt, Teodor Ursu, din 1780. Deci este o știre identitară. Nu o să o vedeți. Nu vă bateți capul să o găsiți prea mult pe internet. Bine că a fost pe Postul Național de Televiziune, care încă își păstrează, să spunem, demnitatea de a furniza știri și românești, într-o țară care este în plin proces de globalizare. Globalizarea e ca un tăvălug. Nu putem să o oprim. Asta este tendința planetară și este o realitate generată de noile tehnologii și noile posibilități, așa că nu trebuie să ne îmbătăm cu ideea că va putea fi vreodată oprită globalizarea. Nu. Trăim în marele sat global numit Terra. Cam asta devenim. Mai departe în emisiune discutăm despre lupta extremiștilor cu biserica, pentru că, din păcate, există și extremism religios. Vrem, nu vrem, el există.
O să avem două cazuri în dezbatere. Primul caz este din Biserica Romano-Catolică. O tânără din Turnul Severin a distrus crucifixul Bisericii Catolice din localitate și a furat o icoană a Sfântului Anton. Aici, în înregistrările de pe camera video, se vede cum tânăra rupe ceva de pe perete, agită niște lumânări acolo într-un lumânărac, după care se duce pur și simplu și rupe crucifixul. Crucifixul care reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos pe cruce este pur și simplu rupt de către doamna respectivă, tânăra din Turnul Severin. Ce a vrut să facă cu treaba asta e greu de spus, adică e greu de înțeles un astfel de gest. Cine analizează filmul mai bine poate observa că de două ori s-a întâmplat, publicității n-a fost dat cel de-al doilea fragment, în care tânăra rupe încă o dată din trupul Mântuitorului, adică îl rupe de două ori. Reprezentanții Bisericii Catolice spun că nu vor depune plângere la poliție, ci vor numai să atragă atenția asupra unui fenomen care pare a fi în creștere, și anume extremismul religios. Cel de-al doilea caz vine din Biserica Ortodoxă și ține de așa zisa luptă a anti-ecumeniștilor. Ți-e greu să definești cu cine se luptă oamenii ăștia, că ei se luptă cu toată lumea. Oricine nu este de acord cu ei, sunt declarați pe față sau în ascuns, pur și simplu dușmani. Mare scandal, mare în curtea unei biserici din Botoșani, unde preotul din sat a fost suspendat de superiori pe motiv că n-a mai vrut să pomenească pe ierarhul locului. Există această boală, eu o numesc boală, a acestor anti-ecumeniști de a crede că ei, cum să spun, sunt în biserică de sine stătători. Și au găsit ei, nu știu pe unde, și au interpretat precum sectarii la scriptură, că trebuie să întrerupă pomenirea ierarhului. E adevărat, canoanele spun undeva de ierarhul eretic, dar ca ierarhul să fie eretic, trebuie să fie dovedit eretic de către autoritatea competentă. Nu îl declar tu eretic așa că ai tu chef. Se pare ție că nepomenirea ierarhului însă înseamnă ieșirea din comuniune cu ierarhul tău. Și asta înseamnă că ieși automat din biserică, pentru că ierarhul este componentă, parte componentă a bisericii, a comunității bisericii, da? Și atunci cei de la Mitropolia Moldovei și Bucovina au decis să schimbe preotul de acolo, care de bună voie s-a situat în afara canoanelor, să spun așa, în afara bisericii, de fapt, că n-a mai pomenit ierarhul. Bineînțeles, preotul însă și-a montat câțiva enoriași acolo și gălăgie, mare gălăgie, că vezi, Doamne, ei au dreptate, că mitropolitul a semnat niște documente prin care se dorește să facă unirea religiilor. Numai prostile a spus credincioșilor, deci numai minciuni, și normal credincioșii au fost alarmați, că dacă te duci și spui vrea să ne unească cu forța cu Biserica Romano-Catolică, normal că oamenii se sperie, dar nici de cum nu-i vorba de așa ceva în documentele alea, da? Știi, fiecare cum înțelege sau cum are interesul să manevreze știrea. Bun. Și gălăgie, mare gălăgie. Asta este un gen, un alt gen de extremism în biserică, în care fiecare crede că biserica e a lui și numai a lui. Știi, e conceptul ăsta care cumva e o consecință nefastă a faptului că trăim în capitalism. În capitalism se exagerbează foarte mult simțul proprietății private, a ceea ce este al tău, da? Casa ta, mașina ta, salariul tău, familia ta și așa mai departe. Pe cale de consecință, cumva și biserica este târâtă în vârtejul ăsta și biserica devine a ta. Aud teoria asta oarecum reală, că biserica e a comunității. Da, biserica este a comunității, în sensul în care comunitatea
o construiește, o întreține și o integrează într-un cult. Dar atenție, biserica e și a cultului. Ori cultul este parte a bisericii universale. Deci o comunitate nu poate să facă, să spunem așa, notă disonantă cu cultul din care provine. Da? O comunitate nu poate să aibă o biserică privată. Comunitatea aparține comunității mari, familiei mari a bisericii, a cultului bisericii ortodoxe în cadrul nostru. Nu poți să zici că biserica e a ta și numai a ta. Și dispui tu de ea cum vrei. Nu. Ea este a comunității cu anumite limite. Câtă vreme comunitatea rămâne a cultului. Atenție! Cultul este cel care este expresia adevărului de credință. Nu clădirea în sine. Clădirea în sine este numai mijlocul prin care cultul se exercită. Prin urmare, legătura dintre cult și biserică este foarte strânsă. Nu poți să iei biserica unui cult și să o muți la alt cult. Am mai auzit și teoria asta din gura extremiștilor credincioși, că dacă e așa, noi luăm biserica și trecem cu ea la alt cult. Stai puțin, domnule, că tu ce faci? Schimb cultul pentru o teorie greșită că biserica e privată? Sau cum? Deci nu merge. În domeniul bisericesc nu merge capitalismul ăsta al privatizării. Că nu merge, înțelegi? E vorba de cult. Înainte de toate, vorba de biserica cea mare. În fine, discuții vor mai fi, pentru că, din păcate, există câțiva țâțători de profesie ai ideii astea anticumeniste, în sensul în care ea a ajuns într-o extremă. Sigur, ecumenismul este doar o mișcare de dialog și de încercare de refacere a unității bisericii prin dialog, o unitate a bisericii ruptă. Cumva e firesc un creștinist, dacă cineva a plecat, să încerci o reparație. Dacă se poate. Unirea bisericilor nu va avea loc în mod clar decât cu revenirea celor care au plecat în sânul bisericii, de unde au plecat. Ăsta este, dacă vreți, adevăratul ecumenism, pentru că biserica ortodoxă este ecumenică, adică este a toată lumea. Cine pleacă din ea, n-are altceva de făcut decât să se întoarcă în ea. Da? Deci nu putem să fim anti-ecumeniști în esența cuvântului ecumenism. Ecumenism, ecumenic înseamnă toată lumea. Biserica ortodoxă este ecumenică. Dar nu este ecumenistă în sensul în care încearcă integrarea cu forța sau poate că alții încearcă să o integreze cu forța. Nu. Trebuie să fie o revenire firească a celor care au plecat și au denaturat părți din învățătura bisericii. Pentru că biserica e doar una. Dar aici, de aici până la înțelege că ecumenismul e o chestie cu care trebuie să lupți în absurd, e puțin cam deplasată povestea. De asta zic că există și un extremism religios pe linia asta al unor oameni care sunt prea speriați. Ne stăpânim prea bine teologia, se sperie foarte ușor și încep să semene panică și în sufletele lor și în sufletele celor din jur. Și, mă rog, de aici iese hărmălaia, că oamenii sunt pe bună dreptate speriați, că normal că dacă vine preotul la slujbă și spune vrea să ne unească cu forța cu Biserica Romano-Catolică, cine știe ce înțeleg ei, știi? Dar nu e vorba de unire cu forța. A fost, din nefericire, episodul ăsta istoric a lăsat urme prin Transilvania, dar nu e vorba de așa ceva. Pe de altă parte, sunt și mulți care înțeleg cum le convine, știi, teologia, adică nu orice popă e și preot, nu știu cum să o spun eu mai bine, dar cam așa se întâmplă treaba, știi? Mă rog, în fine, oamenii ăștia toți vor exista. În orice zonă a societății vom găsi extreme, să știți. Extremismul nu e o chestiune care se întâmplă doar în biserică sau doar la fotbal, nu? Că și la fotbal există extremiști în galerie. Dom'le, înțeleg să-ți placă sportul ăsta, fotbalul. Bine, în general, sportul trebuie să-ți placă atunci când îl practici, nu când te uiți la el. Dar, să zicem, poți înțelege pasiunea de a fi susținător al uneia dintre cele două echipe, dar păstrând un echilibru totuși. Acum nu apuc să-i dușmănesc pe alții. Că ies din condiția mea de creștin, știi?
Nu m-a pus să-i dușmănesc, nu m-a pus să arunc cu pietre, cu petarde, cu fumigene, să mă iau la bătaie prin tribune. Asta este extremist, cam așa e și în teologie. Adică noi înțelegem distinția între eretic și drept credincios. Înțelegem că sunt oameni care au părăsit biserica, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i urâm, să folosim vorbe violente, ba chiar să comitem acte violente la adresa lor. S-a văzut în istorie și chiar și în istoria mai recentă, există și o violență verbală a acestor oameni, apostrofări, cuvinte nepotrivite, adică de unde certuri de-astea în biserică, știi? Eu înțeleg că există oameni care greșesc, dar asta nu trebuie să ducă la o ură și la ceartă și la dezbinare, mai ales în biserică. De asta zic, ce se întâmplă prin biserici, atât în Biserica Romano-Catolică, ați văzut doamna respectivă, care pur și simplu a rupt crucifixul, domnule. Nu știu, camera n-a înregistrat și audio. L-o fi dușmănit pe Hristos, nu i-o fi împlinit vreo dorință. Ce s-o fi întâmplat? Adică ce schimbare groaznică trebuie să se întâmple în mintea ta încât să ajungi să rupi un crucifix? Hmm? Cum e? Da, îți mai vedem o dată imaginile, că poate n-am înțeles. Deci cum să fii atât de nici măcar fundamentalist, nu pot să spui. Este vorba de extremizare. Da, uite, a rupt ceva de pe perete, stinge niște lumânări, acolo e o statuetă cu Fecioara Maria, după care nici una, nici două, pac, o bucată din trupul lui Hristos de pe crucifix. Cum ajungi să faci chestiunile astea? De bună seamă, orice extremism nu este decât o intenție bună la origini, răsucită viclean de către diavol și dusă la o extremă violentă de regulă. Trebuie să avem mare grijă pentru a nu cădea în înșelare. Mai departe, mergem în Statele Unite ale Americii, unde avem o știre foarte, foarte interesantă, și anume că Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care permite cultelor să se implice în politică. Despre ce este vorba mai precis, imediat să mi se deschidă și mie pagina religie politică, vreau să deschid aici că greu mai merge. Este vorba de un ordin prin care organizațiilor religioase, cultelor, li se permite să participe la viața politică. Exista un amendament Johnson la Constituția Statelor Unite, prin acest amendament se stipula că organizațiile non-profit, scutite de anumite taxe, ca de exemplu cultele, precum și universitățile. Să știți că în Statele Unite sunt și universități declarate ca entități non-profit, nu doar cultele sunt scutite de taxe, cum li se pare unora, sunt și universități scutite de taxe. Ei bine, pentru că ei nu plăteau taxe, Johnson a zis la momentul respectiv, domnule, dacă nu plătesc taxe, atunci nici opinie politică să nu aibă. Dacă rămân neutri, să rămână neutri până la capăt. E greu de a înțelege genul ăsta de discurs. Adică faptul că sunt scutit de taxe reprezintă un beneficiu financiar. Nu înțeleg cu ce acesta atacă opinia politică, pentru că în rest oamenii din aceste ONG-uri au dreptul de vot. Da? Nu li se suspendă dreptul de vot. Bun. Președinte Donald Trump a promis în campanie electorală că el va permite din nou cultelor și celorlalte organizații scutite de taxe, universități, tot ce mai spune legea americană. Nu e vorba doar de religie. Aici presa a văzut doar religia, că să pară așa cumva trendy. Bine, o să discutăm imediat fundamentul acestei știri, ce a făcut senzație de fapt în România. Ei bine, aceste organizații, din momentul semnării acestui ordin executiv, au dreptul să participe activ la viața politică. Da? Adică au dreptul la opinie, au dreptul să participe în anumite formațiuni politice, partide, ce-or fi ele pe acolo prin America,
partide de regulă și așa mai departe. Bun. În continuare trebuie mers în Congres și anulat amendamentul Johnson. Vom vedea ce se mai întâmplă. În România însă ce a făcut senzație? A făcut senzație ideea asta că, ia uite, cultele au voie acum la viață politică. Există și în România lansată această idee a amendamentului Johnson că cultele nu trebuie să facă politică. Dintr-un anumit punct de vedere, da, cultele nu pot face partizana politic și nici în America n-ar fi bine să se întâmple așa ceva. Dar la noi problema se vede altfel, în direcția separării statului de religie. Or, direcția asta a devenit și asta extremistă. Că vine și spune, de exemplu, că avem această inițiativă constituțională, că biserica n-are voie să se pronunțe pe chestiuni ce țin de constituție, de legi, de... Stai puțin, cum adică n-am voie? Sunt cetățean, reprezint cetățeni. Dacă niște ONG-uri care nu sunt guvernamentale au treabă cu politici guvernamentale, eu de ce să n-am voie? Adică nu înțeleg genul ăsta de cenzură foarte vicleană, știi? Vă dăm pe voi la o parte, dar noi ești la alți ONG-ști, avem dreptul. Păi dacă ești ONG-ist, n-ar trebui să ai treabă cu guvernamentalul. De asta zici că ești non-guvernamental. Deci înțeleg că reprezinți societatea civilă, dar întrebare, în fața cui o reprezinți? În fața cui? În fața autorităților? Păi și eu sunt un ONG. Că și eu nu fac politică partizană, nu sunt parte a guvernului, dar am dreptul să reprezint. Știi? Și în România știrea asta a sunat ca și cum, opa, uite, cultele au voie să facă din nou politică. Da, dar în America e vorba de altceva, să nu uităm că în America protestantismul este la putere și acolo tot felul de organizații, filiații și e puțin mai complicat în America decât în România. Nu cred că această știre va aduce, cum comentau unii, că știi, l-a comentat, toată lumea se pricepe, dar mulți comentează nedocumentat. Ca să nu mai zic că unii încearcă să-și manipuleze. Unii mi-a dat, a zis, asta înseamnă că în România Biserica Ortodoxă va intra în politică. Să n-are legătură una cu alta. Acolo e vorba de altceva, aici e vorba de altceva. Și noi avem voie să ne pronunțăm cu privire la opinie politică, să avem opinii politice, să ne pronunțăm cu privire la politică în privința polisului, a cetății, a legilor care guvernează cetatea. Nimeni nu ne oprește. N-avem voie la politică partizană, că n-ar fi corect din punct de vedere moral. Totuși, dacă ne păstrăm o neutralitate politică, nu putem să slujim la doi domni. Deși, parcă la ora actuală, sincer, văzând atâta atac și atâta ură deliberată la adresa religiei, parcă îți vine să intri în politică doar de dragul de a o apăra. Adică eu nu mă duc să fac partizana politică, am niște interese politici, ci aș intra în politică să apăr cultul, biserica, știi, religia. Parcă Hristos are nevoie să fie apărat în fața acestor politicieni care au făcut din secularism o nouă religie. Cred că asta a devenit secularismul, o religie. Vă dăm pe voi la o parte ca să venim noi. În fine, vedem ce se va întâmpla în America cu acest ordin al președintelui Trump, cum se va manifesta el, pentru că, repet, lumea religioasă americană e diferită față de lumea religioasă de la noi, însă uite că Trump și-a îndeplinit o promisiune și rămâne să vedem ce se va mai întâmpla din complicata lume americană a democrației. Noi, pentru că vorbeam de tendințe de manipulare, mergem până la București și găsim noul logo al Bucureștiului. Bucureștiul are un nou logo, da? Acesta este de pe ecran, a fost stabilit după ce, după pățania cu trifoiul cu patru foi care semăna cu Taipeiul, Bucureștiul are un nou logo. Primăria București a, să spunem așa, adoptat acest logo ca nou logo oficial. Problema este că nici nu a apărut bine această nouă știre pe presă, că imediat au început tendințele manipulatorii. Imediat a apărut pe internet o fotografie și a zis, păi ia uite, și ăsta e plagiat. Și a apărut fotografia asta.
chipurile, logo-ul Bucureștiului ar fi fost furat de pe coperta manualului de geometrie descriptivă. Da? Aveți imaginea. Și imediat a circulat vestea asta, iarăși a străbătut. Iarăși, domnule, plagiat, iarăși se fură, iarăși nu știu ce. Ei bine, nu. Primăria Municipiului București a dat un comunicat de presă în care spun că acuzațiile de plagiat la adresa noului logo sunt un atac deliberat la credibilitatea și imaginea instituției. De ce? Pentru că această imagine prezentată, cum că logo-ul ar fi fost furat de pe coperta manualului de geometrie descriptivă, este un fake news, o știre falsă. În realitate, coperta manualului arată așa. Prezintă niște arce, niște edificii, curs elementar, geometrie descriptivă. Deci, cineva în Photoshop a luat logo-ul și l-a pus peste original. Știi? Deci a făcut un fake și i-a dat drumul pe internet. Că acum problema internetului, asta este marea problema internetului. Că nu toată informația care o găsești pe internet este și validă. Dacă în presa mainstream, să spunem, mai există niște filtre, uneori și alea mai dau rateuri, adică mai pătrund știri false și pe acolo, dovadă știrea cu profesoara, o să vorbim imediat cu așa zisa profesoară dat afară, care a stârnit o întreagă emoție. La fel și asta a fost preluată de pe Facebook, poza asta, gata, gata să intre în presă, dar atentă, Primăria Bucureștiului a dat repede un comunicat și a lămurit falsul. Deci dacă în presa mainstream mai există cât de cât niște filtre care verifică știrea înainte să o dea în public, când e vorba de pagini personale, bloguri, Facebook, chestiuni de-astea de ordin personal, e foarte greu să verifici. Pune omul ce vrea acolo. Și atunci e foarte mare riscul de a apărea fake news, de a apărea știri false. Știi că s-a vorbit de a se cenzura anumite site-uri care publică știri false. Da, dar cine cenzurează persoanele care dau drumul la asemenea falsități? Și ca să nu mai spun că când vorbim de acest logo al Bucureștiului, persoana în cauză care l-a împrăștiat, să spunem așa, și care cumva a dat credibilitate știrii false, era un angajat al ProTV. O televiziune cu tradiție în România, și când un angajat al ProTV pune pe Facebook ceva, nu-i tot una cu atunci când pune, nu știu, un puștulică de 16 ani. Da? Adică omul are o credibilitate, lucrează într-o instituție de presă, se presupune că se știe ce spune. Omul i-a dat drumul, după care, sigur, când a văzut și el contraștirea și comunicatul și originalul, manualul în original, a spus că, da, regret, e falsă. Păi da, dar tu deja i-ai dat drumul. Știi? Adică deja credibilitatea ta ca angajat al ProTV-ului a dus la împrăștierea imaginii. Ea s-a întins așa, știi? Datorită credibilității tale. Bine, una peste alta, să știți că eu nu mă plâng. E foarte bine în libertate, oricum, libertatea de preferat dictaturii, asta este bucuria, avantajul, dar și responsabilitatea libertății, că trebuie să știi ce alegi. Trebuie să alegi în cunoștință de cauză, trebuie să te documentezi, trebuie să cercetezi. De asta răsplata este bună atunci când duci lupta bine, dar lupta e dificilă, mai ales când e vorba de manipulare, de luptă în plan informațional. E foarte complicat. Dar răsplata este pe măsură, repet, adică când ai o certitudine și vezi că lucrurile se adeveresc, e o bucurie. A depista falsul, eu cred că este o chemare pentru orice creștin. De ce? Pentru că și ispitele fraților sunt la fel. Ispitele, de fapt, sunt niște falsuri. Sunt niște fake news-uri spirituale. Sunt niște povești din acestea frumos împodobite, dar în esență ele sunt niște falsuri. O ispită este nimic altceva decât prezentarea în roz a unei înșelăciuni, a unei viclenii. E un fake news din punctul ăsta de vedere.
o ispită, că vine și spune, uite ce bine va fi dacă desfrânezi, dacă ești pătimaș la tutun, alcool, femei și așa mai departe. Adică dacă păcătuiești, uite ce bine îți va fi. Dulceața păcatului e un fake news. Păcatul nu e dulce niciodată. Pare dulce, dar nu e. Deci din punctul ăsta de vedere, eu nu am o problemă ca și creștin cu faptul că trăiesc într-o lume în care de jur împrejurul meu văd minciuna străbătând. Asta este rostul meu ca și creștin, să decelez, să mă lupt, să stabilesc. Adevărul, de fapt, nu să-l stabilesc, asta are cine să stabilească și e deja stabilit, reformulez termenul, să recunosc adevărul. Adevărul trebuie recunoscut în toată această mare de marasm a minciunii, știi? Marasm al minciunii. Bun, mergem mai departe în frumoasa noastră emisiune și vedem că progresul, în ghilimele, al României a ajuns departe. Am reușit să o facem și pasta după ce că mergeam la Bulgar pentru litoral, pentru gogonele, pentru temirce. Locuitorii de lângă graniță știu foarte bine diferența de preț între magazinele românești și cele din Bulgaria. Am ajuns să cumpărăm medicamente din Bulgaria. Mai precis, un reportaj cu camera ascunsă al televiziunii române ne dezvăluie faptul că România au ajuns să cumpere vaccinuri și medicamente din Bulgaria. Acolo încă se găsesc tratamente și vaccinuri la prețuri rezonabile. Este vorba de două mari grupe de medicamente, vaccinuri și citostatice pentru lupta cu cancerul. Părinții iau din Bulgaria vaccinuri pentru copiii lor, pentru că statul român e incapabil să asigure stocuri suficiente, spune televiziunea română. De asemenea, și citostaticele care nu se găsesc în România, 7 citostatice lipsesc acum din spitale, nu-i nimic, se găsesc în Bulgaria și le puteți lua pe bani. Bani la prețuri bulgărești, așa, uite, cam 60 de lei costă la ruse fiole care nu se găsesc în nicio farmacie din România pentru anemie, pentru cancer, pentru și așa mai departe. Deci, avem un reportaj de televiziunea română care a reușit să descopere că avem, din păcate, o performanță negativă, să spunem așa, de fapt o lipsă de performanță și în domeniul medicamentelor. N-avem medicamente în România, dar se găsesc în Bulgaria. Bine, eu am senzația că ele nu se găsesc și din anumite interese ale industriei farmacologice, farmaceutice, Big Pharma, cum se numește treaba asta, știi? Adică e și interesul firmelor care vor să facă profit și aduc alte medicamente sau nu le aduc pentru că nu rentează sau tot felul de interese și în industria asta, știi? Dar oricum, avem, din păcate, această lipsă de performanță. Uite că am ajuns să cumpărăm vaccinuri și citostatice din Bulgaria. Ce urmează? Ce ar mai trebui să cumpărăm din Bulgaria? Ce ar mai trebui? Mai departe în emisiune, așa cum toată lumea anticipa, Franța are un nou președinte, este vorba de Emmanuel Macron, președintele Franței, și un punct de vedere foarte interesant, este președintele celor patru Franțe. Pe Q Magazine am găsit un punct de vedere foarte interesant. Emmanuel Macron a câștigat, dar n-a învins. Victoria sa rămâne foarte fragilă, pentru că este președintele unei Franțe dezbinate, morocunoase, depusolate, triste, o Franță cu patru mari probleme, și acestea sunt teama de atentate, temerea de șomaj, temerea de a nu mai conta pe scena internațională, da? Franța, lider al Europei, mulți au răsuflat ușurați, acum Europa a scăpat. N-a scăpat! Europa, prin Macron, n-a făcut decât să aibă toate aceleași probleme pe care trebuie să le rezolve. Faptul că Macron a ieșit președinte nu rezolvă problemele europene, care sunt foarte mari și foarte multe. Rămâne de văzut ce se întâmplă în continuare, dar nu o să rezolve un om, chiar și el, președintele Franței, problemele Uniunii Europene. Nu. Bun, trebuie să le rezolve Europa însăși, adică toată Europa. Mă rog, și a patra temere este temerea de imigranți. O temere justificată la un moment dat, deși aici te afli între
cum să spun, neplăcut și util. E neplăcut să vină imigranții cu cultura lor, cu atentatele lor, cu mofturile lor, dar pe de altă parte, uite, vezi, Europa a ajuns într-o fundătură. Dacă n-a mai avut spor demografic, că e inexplicabil cum anume Europa, o zonă prosperă, Europa occidentală, despre ea vorbim, a ajuns să se depopuleze. Știi că zice aia, păi zice, oamenii nu mai fac copii că e greu. Păi cum e greu când Europa occidentală gâfâie de bine? Cum e greu? Știi, e inexplicabil cum anume depopularea europeană a dus la nevoia de forță de muncă, de imigranți. Bine, și din cum considerent economică? Sunt forță de mână, e asta, forță de lucru, mână de lucru ieftină. Adică au zis, de ce îți dau eu 2.000-3.000 de euro salariul unui francez când pot să angajez un maghrebian, un tunisian, un emigrant din ăsta și dau 500-1.000 de euro. E mai ieftin. Vezi că e și un considerent economic. Prin urmare, problemele majore ale Franței, eu nu cred că se rezolvă cu Macron. Da, bine, e un răsuflu ușurat că s-a scăpat de un extremist, Marie Le Pen, care era extremistă în sine. E așa, avea niște idei foarte extremiste. Pe de altă parte, însă, ne întoarcem de unde am plecat. Europenii se simt obosiți de atâta democrație, de asta neînțeleasă. E ceva de neînțeles în democrația europeană. E ceva de nepriceput în această agitație a democrației de a impune niște valori când democrația vorbește de toleranță. Știi? E ceva de neînțeles, e ceva suspect. Deci faptul că domnul Macron a ieșit președinte nu rezolvă problemele europene și nici măcar ale Franței. Pentru că avem o altă știre care spune că francezii sunt tot mai nemulțumiți de politicieni. De exemplu, votul de ieri din Franța a înregistrat recorduri istorice. Record istoric de voturi nule. Deci oamenii s-au dus cu scârbă, unii dintre ei, la vot și-au anulat votul. Adică fie n-au votat niciun candidat, fie au pus ștampila aiurea pe amândoi, fie au desenat maimuții, eu știu ce au făcut, 13%. Deci vorbim de un proces îngrijorător de voturi nule. 13% din cei care au votat, adică 1 din 10 și ceva, și-au anulat votul, au desenat, au ștampilat aerea, n-au votat. Adică și-au tratat dreptul de a vota cu neîncredere. A zis, domnule, mă duc, dar le dau un mesaj. Asta e o formă de a da un mesaj, votul nul, de fapt. Adică nici nu lipsesc, să nu se spună că sunt dezinteresat. Nu, eu sunt interesat. Dar sunt interesat, dar scârbit de cum faceți voi politică. Și atunci vă dau un mesaj. Uite, mi-anulez votul. E un alt tip de mesaj decât a fi indiferent și a nu te duce la vot. E altceva. Deci ăsta este un record istoric, faptul că 13% dintre francezi și-au anulat votul. Și alt record istoric este nivelul de absenteism, estimat la 27% aproape. Deci mai mult de un sfert. Ceea ce iarăși este nivel record pentru francezi. Ei sunt foarte implicați în viața cetății. Vin la vot, vin la referendum, vin la astea. Adică, în ce condiții a câștigat Macron? Bine, există bucuria câștigului, nu poate anula nimeni. Dar după ce trece bucuria câștigului, trebuie să ne trezim la realitate. Pentru că problemele tot acolo au rămas. În fine, să nu încheiem încrâncenați ediția de astăzi, avem două știri care să ne mai descrețească frunțile. Una este referitoare la profesoara zis dat afară din sistem, profesoara care s-a victimizat într-un mesaj pe Facebook că nimeni n-a inspectat-o, nimeni n-a venit la ore, nimeni nu i-a păsat de ei și că i s-au luat orele, a fost dat afară. Nu, domnule, erai suplinitor, deci suplineai orele altuia, omul a venit și a luat orele, tu suplinești în continuare dacă mai ai ce. Deci asta e legea, nu putem să fim atât de... Și s-a stârnit un întreg scandal, o întreagă furtună mediatică, dacă a fost dat afară pentru opiniile ei la adresa sistemului, la adresa primăriei și așa mai departe. E bine, taman doamna profesoară vine și spune
că nu cred că trebuie făcute asocieri între pozițiile mele și pierderea orelor de la școala 95. Da? Zice negru pe alb. Este o procedură perfect legală ce s-a întâmplat acum. Nu contest legalitatea procedurii, ci moralitatea procedurii. Ia, începe ea să fie rebelă, știi? Moralitatea. Păi stai puțin, moral este așa, că tu suplineai niște ore și că omul ăla și le-a luat înapoi. Plecase în concediu maternal, ce concediu o fi avut, omul și le-a luat înapoi. Despre ce morală vorbim? A, eu știu ce vrea să spună doamna, că vezi, doamne, era o zână, o reformistă a sistemului și ea nu-i băgat în seamă. Băi, frate, să ne înțelegem. A zis și de treaba asta. A zis că eu nu sunt în acord cu sistemul. Stai puțin, când vii și predai într-un sistem de învățământ, trebuie să te supui regulilor sistemului. Dacă Ministerul Public a decis așa, tu ești angajat al Ministerului Public. Că ministerul te plătește din banii cetățenilor. Dacă vrei să reformezi, fă niște inițiative legislative sau fă ce-ți permite legea, sau dacă vrei să faci învățământ la altă performanță, ești nemulțumit de cum se întâmplă în învățământ și nu poți să reformezi sistemul că e prea mare, du-te, nene, la privat. Du-te la privat și fă acolo performanță. Lămurește prin, că de-aia există posibilitatea privatului, lămurește prin activitatea ta că ești bun. Că ai performanță cu elevii, că lumea te estimează, că ești o lumină a sistemului, că poți realiza lucruri, că sistemul te obturează, te blochează, te ține sub obroc, cum ar veni. Bun, fii o lumină, du-te în privat dacă nu reușești în public. Na? Adică nu înțeleg genul ăsta de ipocrizie. Bine, de fapt, ea a fost trambulină pentru propagandiști ăștia neomarxiști de prin presă. Și acum, după ce ministerul a ieșit și a spus, stați, domnule, puțin, că doamna nu-i dat afară, cum zice ea, cu minte, de fapt, ea, că ăsta e terminul corect, ea a mințit cu nerușinare. Ea era suplinitoare, orele ei s-au terminat de suplinit, gata, asta este, ce vrei? Du-te și titularizează-te dacă ești așa bună. De ce nu s-o fi titularizat, apropo? Ne? Deci, hai să râdem. Și-a dat cu stângul în dreptul doamna profesoară suplinitor, s-a contrazis singură, da? Asta este, ce să-i faci. Și următoarea știre vine din Italia. Știți că, din păcate, sunt și confrați de ai noștri care fură. Toate națiunile au hoților. Să nu cădem acum pesimist să zicem că numai românii fură, nu. Dar niște români în Italia au vrut să facă record, știi? Au pus ochii, pe ce crezi că au pus ochii? Pe o tubă a poliției, domne. A mers pe stradă așa, nu știu cum le-a venit și a zis, băi, ia să fumăm noi, să furăm noi mașina respectivă. Au bătut recordul, cred că, în materie de furt. Au zis, hai să furăm o mașină a poliției. Bine, acum, sincer, mașina nu avea pe ea însemne oficiale. Da? Nu avea însemne oficiale, nu aveau din să știe că e mașina poliției, dar hazul vine acum. Că au vrut să fure mașina cu polițistul în ea, domne. De fapt, despre ce este vorba? Mașina respectivă era la un filaj. Deci era o mașină nemarcată și în mașină se afla un polițist care supraveghea, făcea filaj pentru prinderea unei rețele de traficanți de droguri. Și românii au văzut mașina și a zis, hai, domnule, să o furăm noi. Au deschis mașina, au scos firele de la contact, cum au văzut ei în filme, știi, că se pornește mașina din fire, și când colo, ups, au fost prinși chiar de polițistul din mașină, care a zis, da, ce faceți voi aici? Păi, vrem să furăm mașina asta. Da, cu mine în ea, cu tot? Da, bine, bine. Ia, mergeți voi cu mine la poliție, vă transport eu unde trebuie, cum ar veni, știi? Bun. Deci, acum să nu cădem în ridicol și să spunem că hoții chiar au fost proști. Nu, mașina nu era marcată, ei au zis că e o mașină civilă. Neșansa hoțului a făcut să fie că în mașină era și un polițist aflat la filaj. Na, s-a întâmplat dandanaia, ca să zicem așa. Au devenit celebri românii încercând să fure o mașină nemarcată, e drept, a poliției, cu polițistul în ea. Atât din emisiunea de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim cu drag și mâine, cu ajutorul tehnicii și al lui Dumnezeu.
sau cu ajutorul lui Dumnezeu și al tehnologiei, cred că asta e mai bine ordinea corectă, mai întâi se aștepte Dumnezeu, după aia tehnologia. Că dacă nu se aștepte Dumnezeu, tehnologia nu-i bună la nimic, la o adică. Să ne aștepte Dumnezeu, spun, să ne revedem și să ne reauzim și mâine la emisiunea Depresat Presa, Hristos a înviat!